Bine te regăsesc la Minutul Magic! Sunt Monica Zincă, psihoterapeut de familie și răspund astăzi întrebări. Copil de 3 ani, foarte opoziționist, știe toate culorile, numerele, formele geometrice, reține poezii și cântecele. Însă, dacă îl întreb ce faci, cum te cheamă, nu știe ce să zică. Facem terapie de un an, însă nu a învățat încă să răspundă la întrebări. Ce să fac? Mămici, în primul rând că vreau să diferențiați între a repeta cuvinte și fraze și a înțelege o întrebare și a da răspuns corect acelei întrebări. Repetarea ține de partea de verbalizare, iar răspunsul la întrebări ține de partea de tact și intraverbal, alte două tipuri de limbaj expresiv care trebuie predate copilului pentru recuperare. Dacă în planul de intervenție personalizat al copilului tău nu există aceste patru tipuri de limbaj expresiv, MEN, TAC, verbalizare și intraverbal, atunci trebuie să cereți specialiștilor cu care copilul vostru lucrează să le introducă în plan și să le predea corect copilului și să vă învețe și pe voi cum să le predați corect. Dacă nu știți cum să structurați un plan de intervenție personalizat, aveți cursul meu Evaluarea și planul de intervenție personalizat. Iar dacă nu știți metode și tehnici de predare, le învățați din cursul meu Cum predai limbajul și comunicarea la nivel începător. Pe toate le găsiți pe www.monicazinca.ro la secțiunea cursuri/produse. Dacă ai și tu o întrebare, mami, o aștept în comentarii și te aștept la Minutul Magic ca să-i afli răspunsul.